Noi, la nivel de spirit și de suflet, suntem toți egali. Faptul că eu sunt în corpul ăsta sau tu în corpul tău nu înseamnă că suntem diferiți. Faptul că eu am o carieră într-un fel și celălalt e cercetător, nu. Suntem egali la nivel de spirit, de energie. Suntem toți uniți în momentul în care părăsim aceste corpuri. Noi ne unim. Oneness, care înseamnă de fapt Dumnezeu. Și Dumnezeu este în noi. Și noi creăm, noi atragem ceea ce suntem, nu ceea ce ne dorim. Și noi creăm prin prisma gândurilor noastre și prin prisma vibrației. Dacă noi vibrăm pozitiv și suntem recunoscători pentru ceea ce avem, atragem în viețile noastre lucruri frumoase și pozitive. Dacă noi suntem în victimizare și ne văităm că totul e greu și viața e grea, viața îți va da conform gândurilor tale și conform vibrației tale. Există scara vibrațiilor și cu cât urci mai sus pe această scară, cu atât atragi lucruri frumoase și oameni buni de la care tu ai ce învăța. Și eu primesc totul așa cum vine. Dacă oamenii vor să stea în viața mea, bine. Dacă nu vor să stea, să pleci fiecare drumul lui și fiecare lecțiile sale. Dacă noi doi suntem într-o relație și la un moment dat alegi să mă părăsești sau mă înșel sau... Eu înțeleg, pentru că tu ai lecțiile tale, tu ai drumul tău și tu înainte să vii aici ai avut un contract de suflete și tu ți-ai ales lecțiile pe care trebuie să le înveți. Și atunci și eu, din faptul că tu mă abandonezi sau vrei să pleci din viața mea, eu am de învățat o lecție foarte bună. Și atunci învăț să fiu eu bine cu mine, să fiu fericită și împlinită în interior, fără să am nevoie de validarea ta.